Ia o pasta. Bun. Deci PNL anunță varianta guvernului minoritar. Robert Sighiartău. Îmi place și cum îl cheamă. Ia uitea. Cu degetuțul așa zice. Prima variantă este formula cu USR+. Ok. A doua variantă, un guvern minoritar. O să vedeți că or să vină la negocieri și cu Florin Câțu premier. Observați că sunt absolut disperați liberalii vieții, sau cum ce sunt ei, liberali absolut, așa, sunt disperați cu Florin Câțu. Adică ei sunt disperați. Dacă, nu știu, Florin Câțu zice mâine, să zicem că zice Florin Câțu mâine, băi, știi ceva, eu îmi bat picioarele și eu plec în America să-mi iau un nou Ford Probe și să fiu șmecher în Dakota. Să zicem, zice, vrea să mute în Dakota sau în Massachusetts. Să zicem. Ăștia, eu cred că ăștia sunt, deci așa par, adică băi, Câțu, băi, zici că l-au descoperit pe Câțu înainte, Câțu nu exista, că nu exista. Nu-i formă că nici acum așa de sine stătător nu există. E clar că e obsesia cuiva, adică cineva a hotărât că ei sunt încoronați acolo așa la, toți cu mâna la chipiu. Cineva a hotărât. Bănuiesc că înțelegem cu toți cine, că nu mai, nu, ce dracu, dar nu e cazul ăsta. Faraonul. Și ăștia au zis, gata, nene, azi e Câțu. Și gata. Iată, băi, nene, gata, totul e cu Câțu, Câțu, Câțu. Nene, n-ai cum, Câțu, Câțu, și cu Congresul. Câțu, Congresul, aia e tot. Disperați sunt. O să vedeți și cu Câțu premier, disperați sunt. Bine, nu-s mai disperați decât sunt pesediștii disperați să-l țină pe Câțu. Adică asta e... Nu, PSD-știți cei mai disperați, dar și ăștia de la PNL second best. Și eu. Că mie îmi place de Câțu. Adică sunt, da, țineți minte, sunt, nu, primul, sunt susținătorul primordial, că nu-l susținea nimeni. Nimeni. Eu. Țineți minte. Așa. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a zis, a făcut, stai așa un pic, zice... Liderul PNL a dat asigurări ferme că liberalii nu vor renunța la Florin Câțu. Nu avem nicio îndoială aici, nicio îndoială că asta e ordinul, ce să facem. Dar a transmis că reprezentanții USR Plus or să vină la guvernare și cu Florin Câțu premier. De unde știe dânsul? Se pregătesc dosare? Sau care e constrângerea? Care e pârghia de constrângere? Că asta... Ceea ce nu e problemă să beneficieze, eu sunt fan, să beneficieze useriștii de justiția pe care au apărat-o în fața, nu știu, unor nenorociți, gen Dragnea, Iordache, care măcelăreau, mai țineți minte, măcelăreau justiția sau ceva. Viața mea să-i văd pe ăștia în justiție. Mamă, mult mi-ar plăcea. Adică, e păcat să vorbești despre justiție din exterior, dar poftește la interior. Beați cafeaua la interior, cum spunea domnul Câțu. Așa, deci, Sighiartău a transmis că prima variantă a PNL rămâne totuși alianța cu USR Plus pentru o majoritate viabilă pe termen mediu și lung. Cu executare, probabil. Un termen mediu și lung cu executare. Secretarul general al PNL i-a descris pe foștii săi colegi de coaliție drept imaturi, adică, dar vor să rămână împreună. Adică, da, sunt imaturi, niște dobitoci, practic sunt praf, dar nouă ne place mult de ei. Și, are logică, nu? Da. Deci i-a descris pe foștii săi colegi de coaliție drept imaturi și ca un partid lipsit de experiență guvernamentală și că nu știe să reacționeze în cazul unei crize și nici nu înțelege ierarhia statului român. Adevărul e că dacă ăștia înțeleg. Adică au zis, bă, nene, noi aici, așa, cu Constituția, cu asta ne pierdem vreme. Avem un tătuc, ăla e! Ce să mai atâtă? Sighiartău a vorbit așa. Deci după ce a vorbit despre lucruri acestea importante, cum ar fi Florin Câțu, evident, cel mai important din lume și din univers și astea, a vorbit, zice, și despre câteva probleme generate de criza pandemică. Adică a mai zis, da, și e și asta, pandemia, dă o dreacu. Corect. Deci a vorbit și despre asta la final, după ce a zis de Câțu și ce era important. Normal a zis, da, și știți, cu pandemia sunt niște pachetele de problemuțe, dar dă-le dreacu, nu e problemă, să trecem mai departe.